Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Ordinea de zi. Sunt Aura Stoienescu și chiar dacă este sărbătoare, noi muncim cu drag și spor pentru ca dumneavoastră să aveți la ce să vă uitați. Astăzi avem o temă foarte interesantă, pe nume divorțurile la modă, și normal că trebuia să am invitat un avocat, doamna Camelia Stanciu. Bine ați venit la ENSA TV, de data asta în calitate de avocat. Da. Mulțumesc mult pentru invitație. Bine v-am găsit. Doamna Camelia Stanciu este o mai veche cunoștință a noastră, atât de veche, aproape la fel de veche ca și campania electorală. Adică, adică ne-am cunoscut în campania electorală. Ați văzut-o pe doamna Camelia Stanciu la noi în emisiunii pe teme de campanie electorală. V-a lăsat un gust amar campania? Nu. A fost o experiență. A fost o experiență. Chiar mi-a plăcut. Am învățat lucruri noi. Am cunoscut oameni frumoși, printre care și pe dumneavoastră. Mulțumim tare mult. Deci chiar nu. Chiar nu. N-am avut niciun gust amar. Mai mult fetele din stafful meu, ca să zic, au suferit, dar eu le-am explicat că mă ghidez după un verset din Biblie care spune: cereți, dar nu știți ce cereți. Ca atare, dacă nu este locul nostru acolo, înseamnă că știe Dumnezeu cineva unde este locul nostru. Așa că nu a fost. Și oricum, chiar locul dumneavoastră de avocat nu vilia nimeni. Nu vilia nimeni. Și dacă ar fi fost să fac ceva, o făceam exact în plus și cu eforturile mele. Ca atare, nu e nicio pierdere. Am înțeles. Și cum vă spuneam, am invitat-o pe doamna Camelia Stanciu în calitate de avocat. Discutăm despre divorțuri care sunt la modă și avem un număr de telefon afișat pentru SMS-uri: 0766314582. Dacă aveți întrebări pentru un avocat, aveți probleme, Doamne ferește, în familie și vă bate gândul să divorțați, aveți ocazia să cereți consultanță gratuită, în direct. Bine, glumesc, nu e consultanță gratuită, că nu se pot acorda consultanță așa în câteva minute, dar îndrumări și legislație. Exact. Ajutăm oamenii să cunoască legislația ca să știe ce drepturi au, ce posibilități au în situația unui divorț. Și cum trebuie să procedeze în situația în care au neînțelegeri în familie. Da. Haideți să spunem, cum trebuie să procedeze un bărbat, o femeie, din situația în care... pot să vă spun că vin foarte des să intenteze acțiunea de divorț femeile. Cel mai des? Da, cel mai des. Ca procent? Cred că 80%. 80% sunt femei. Rar sunt bărbații cei care vin să deschidă acțiunea de divorț. De unde și concluzia că femeile sunt cele părăsite sau, mă rog, nemulțumite de familie, de relație în special. Și bărbați mai puțin, cei care sunt părăsiți în general. Femeile fie pleacă în străinătate. Asta este o temă la modă. Faptul că unul din parteneri este nevoit să lucreze în străinătate, celălalt rămâne, apar discuțiile, neînțelegeri și de la bani și inevitabil se ajunge la divorț. De obicei, eu îi sfătuiesc să nu, chiar dacă pare puțin pentru un avocat, că zici că ți-ai onorariu și nu te interesează, eu îi sfătuiesc să nu treacă direct la acțiunea de divorț, sau pe foarte mulți îi sfătuiesc să introducă și să o lase să se suspende. Să fie doar o amenințare, ca să zic așa, o sabie deasupra capului, și în situația în care într-un an de zile sau jumătate de an nu se refac relațiile, atunci pot să vină să-l repună pe rol și să meargă mai departe cu acțiunea de divorț. Da, acum se poate divorța foarte simplu la notar, adică nici nu mai trebuie să ajungi la... dacă părțile sunt de acord cu divorțul. Foarte simplu înseamnă minim 30 de zile trebuie să stea acolo acțiunea, timp în care se pot răzgândi. Cred că mai simplu este la mediator. Da. Și acolo se poate și se pot soluționa la mediator chiar toate cererile, și cele privitoare la partaj, la copii,
Deci cu bani mult mai puțin. Deci bine, eu sunt și mediator, dar vreau să spun că medierea este o cale foarte bună despre care lumea nu prea știe. Uh-huh. Adică taxa de timbru este la jumătate față de taxa pe care o ia instanța. La notari nu mai spun. Mediator e mai ieftin. Da. Cu jumătate la jumătate taxa de timbru. De exemplu, taxa de timbru în divorțul prin acord este 200 de lei. La instanță. La mediator este 100 de lei. Deci este taxa care se plătește la biroul de taxe și impozite. Bine, făceam eu cândva pe vremuri o epigramă apropo de divorțuri și există și varianta înțelegerii fără să mai ajungi la nicio instanță și ziceam așa, când a fost la despărțire, a început cu număratul. Eu iau casa și mașina, tu iei fata și băiatul. Super! Bună împărțire, nu? Da. Super, da. Deci, împărțirea asta a bunurilor, spuneți că se poate face în timpul divorțului? Adică odată cu divorțul la mediator. Deci, odată cu divorțul la mediator. Chiar am avut situații în care le-am făcut odată cu divorțul. Altfel, la instanță nu. Trebuie să fii divorțat cu o hotărâre definitivă, irevocabilă, să poți introduce acțiunea de partaj. Dar la mediator... Se poate. Da, se pot face împreună și v-am spus cu bani mult mai puțin. Deci lumea ar trebui să înțeleagă că în situația în care există, bineînțeles, o colaborare între părți, o înțelegere, nu, altfel nu se poate la mediator. Dacă vin cu parul acolo și se bat la mediator, da, da, nu e nicio șansă. Nu. Ce trebuie să mai știe părțile? Că și dacă nu sunt prezenți, dacă nu sunt în țară. În general, la divorț, părțile este obligatoriu să fie prezente, dar există o excepție în situația în care reclamantul este fie plecat în străinătate, are reședința și face dovada, sau este încarcerat, sau este în spital într-o boală foarte grea și nu poate să se prezinte, atunci poate să fie reprezentat. Și mai nou, după nou cod civil, și de un avocat. Înainte era obligatorie o procură specială făcută la notar. Acum se poate să fie reprezentat de un avocat. Deci, a nu fi prezent în țară ca și reclamant nu este un impediment ca să introduce acțiunea de divorț. Poate fi introdusă de un avocat. Și dar susținută. Ca reclamat? Ca reclamantul. Părâtul da. Nu părâtul? Era obligatoriu niciodată să fie prezent. Ah. Dar reclamantul era... Divorța, da, fără părât se poate. Dar fără reclamant nu se putea divorța și nu se poate în special pentru că dacă reclamantul nu face dovada că este plecat și că nu poate să fie prezent în situațiile pe care eu le-am spus, atunci trebuie să se respinge divorțul ca nesusținut. Am înțeles. Și nu este... De obicei, când se împacă, ei nu se mai prezintă sau nu se prezintă niciunul și se suspendă. Eu, de obicei, dacă văd că au intenția... De foarte multe ori, din orgoliu, nu se ceartă și nu lasă niciunul. Dar când intervine a treia persoană, avocatul sau mediatorul, îi văd că ar vrea să se împace și atunci le spun... Dar niciunul nu se lasă. Nu, ce nu, să nu, zic nu, eu nu, că am greșit? Da. Doamne fere, mai bine mă... Da, cum să nu? Da, da, da. Dimpotrivă, el a greșit. Fiecare spune că celălalt e de vină. E nebunie, dacă, da. Iar eu de multe ori, bineînțeles că trebuie să spun că țin un pic mai mult cu femeile. Aoleu, în sensul, spărtinitoare? Nu, în sensul că le spun, uite, domnule, ce frumoasă este, abia așteaptă altul să o ia. Ce, domnule, ai copii acasă, mergeți și rezolvați-vă liniștit acolo, că nu e niciuna mai bună decât ea. Haideți, e minunea de pe lume? Păi dumneavoastră, exact. Cum o mai las un onorariu dacă ei n-ajung la divorț? Nu știu, nu mă pot îmbogăți dintr-un onorariu și faptul că ei se împacă și mereu își amintesc și de multe ori când mă întulezeci nu țin neapărat mai mult la un onorariu care față de o familie care o știi că totuși rezistă. Poate dintr-un orgoliu, și că ai pus acolo o vorbă bună. Deci da, mi se întâmplă și dacă e multă lume știe și pot să și... Chiar, oamenii din Motru, doamna Camelia Stanciu este în Motru, oamenii din Motru care ne văd și dacă au avut ocazia să
aibă de a face cu dumneai ca avocat să ne spună. Da, dacă i-am mai împăcat. Dacă i-am mai împăcat, dacă își amintesc cu drag momentul în care era să se despartă și au scăpat de momentul ăla pentru că au întâlnit-o pe doamna Camelia Stanciu. Da. Bun, să mergem în continuare pe legislație. Deci am ajuns să zicem, uite, să luăm niște spețe. De exemplu, el o bate pe ea de o rupe. Că e gelos, că ea a fugit cu altul, din diverse motive. Da. Și nu se mai poate, clar. Ea cere divorțul, indiferent de ce o bătea el, dar sunt multe femei agresate, trebuie să recunoaștem. Se ajunge, poftim, sau și-a găsit una mai tânără și o lasă pe femeie după 50 de ani de conviețuire. Ce se întâmplă? În primul rând, dacă este vorba de violență, odată cu acțiunea de divorț sau chiar înaintea acțiunii de divorț, trebuie introdusă o acțiune pentru emiterea unui ordin de protecție. Deci există această posibilitate să cerem instanței să fie chiar să le evacueze chiar dacă are drept de coproprietate la casă. Da? Da. Poate să le evacueze. Poate să-i... Dar de când e legea așa? Este... De mulți ani? Da. Cred că în 2012 cred că a apărut. Se aplică. Am avut numeroase ordine de protecție emise pentru femei agresate. Că de regulă femeile și a copiii și pleacă din motive de agresiune. Se pare că legea permite invers, adică pleacă tu prietene și discutăm la este tribunal. Este prima dată când în sfârșit se face ceva și pentru femeile. Da, este un lucru extraordinar pentru faptul că îi poate stabili chiar să păstreze o distanță de 10, 20, 50 de metri de victimă, de femeia agresată, de copii, dacă cumva faci dovada că și asupra copiilor își îndreaptă violențele. Deci poate să fie evacuat din casă, poate dacă pleci tu ca femeie cu copiii, poate să fie obligat să-ți plătească pe perioada cât stai în chirie, să-ți plătească și chiria. Da, deci sunt, nici nu știu câtă lume știe. Păi tocmai, eu ai prima dată când aud. Treaba asta și este foarte bine, ce trebuie să știm că se emit ordinele de protecție pentru maxim 6 luni, timp în care fie îți rezolvi situația divorțului, fie dacă nu s-a rezolvat în perioada asta, poți să soliciți emiterea unui nou ordin de protecție. Da. Am avut chiar și vreo 3 ordine, unul după celălalt. Da, deci până se când, poate prelungi. Până la, dacă continuă starea de conflict, sigur că da, și de amenințare pentru, chiar apropo de amenințări, chiar cu mesaje pe telefon, deci nu ai voie nici la telefon, dacă ceri să nu te mai sune la telefon și să nu mai te deranjeze, îi se poate impune. Singurul lucru despre care spun că încă nu este bine pus la punct este situația în care se încalcă acest ordin de protecție. Pentru că legea spune că ar trebui să fie chiar arestat. Dar nu se prea întâmplă. Deci eu am avut situații în care a încălcat ordinul de protecție de mai multe ori și asta doar că l-a chemat acolo, i-a pus în vedere, ăla iară pleca. Deci la noi aici este o problemă, chiar este o problemă, pentru că nu te simți în siguranță. Fie și cu un ordin de protecție, adică legiuitorul a stabilit că da, și nu numai femeia, că până la urmă și bărbatul poate să ceară un ordin de protecție, că sunt tot felul de situații. Dar dacă că trebuie mai sunt să... și bărbați bătuți, nu vă uitați așa știți... la noi, draștele spectatori. Da, să știți că sunt. Dar asta e că trebuie să te simți în siguranță și fii pus la adăpost într-o situație de genul ăsta. Și atunci, după ce obții un ordin de protecție și poți să stai liniștită cu copilul, putând să ceri chiar să nu se apropie de zona în care tu lucrezi. Deci, printre altele, mai departe se judecă acțiunea de divorț. Și cu toate astea, dacă ne amintim bine, sunt femei care au murit pentru că foștilor soți au venit și le-au împușcat la locul de muncă. De asta sau le-au spun, dat cu parul în cap. Sau asta spun și femeile acasă, alea. Că oriunde, că pe stradă. Exact. Și femeile alea aveau
plângeri depuse la poliție. Sau chiar erau divorțate. Sau chiar erau divorțate, dar cu plângeri la poliție, da, ceea ce nu la poliție, exact, se justifică. Deci, nu știu, cred că aici trebuie lucrat. Deci, în penal, noi nu avem niciun fel de... Este adevărat că infracționalitatea e foarte mare la noi și nu mai știu bieții poliției, exact, și asta, dar și dosarele pe care le au ei de soluționat. Deci lumea fură pentru că n-are din ce trăi, eu știu, consumă alcool și devin violenți, sunt tot felul de dosare și este foarte greu, dar nu se justifică, noi trebuie să fim, da, în siguranță. Eu propun să vă scoată din pușcărie pe toți mari șmecheri care au adunat averi, să-i lase liber, că nu sunt periculoși, să le ia banii și să-i bage în pușcărie pe aia violenți. Da, asta ar trebui, deci în străinătate nu există așa ceva, să ridici mâna asupra soției și să mai fii liber a doua zi. Păi, până la urmă, așa disciplinăm lumea. Cu măsuri stricte și clare. Dacă ăla știe că degeaba mergi și faci o plângere la poliție, te cheamă peste o jumătate de an, eu știu dacă până atunci te și omoară. Deci nu e normal, chiar nu e normal. Adică violența clară ar trebui supravegheată și restul așa este, cum spuneți. Să dea banii pe care i-a furat. Nu e nimic violent în faptul că a furat bani. Să-i exact dea și... E violent dacă nu-i dă înapoi, adică exact. Noi, dacă de regulă se fură de la stat, da. Noi îi lăsăm, suferim și plătim în locul lui, iar exact. El stă la pușcărie, scrie cărți, iese repede. Și costă foarte mult să stea la pușcărie un om. Deci am avut clienți, mă rog, care pur și simplu făceau, săvârșeau diverse infracțiuni doar ca să se întoarcă acolo. Își făceau prieteni în timp, Iertați-mă, dar acolo nu plătești căldură, nu plătești mâncare, nu plătești chirie, nu plătești nimic. Acum niște condiții super, televizoare, plimbări. Unii care n-au unde să stea, zici, pe ce mai plătesc chirie, mă mai chinui să mănânc. Dau la unul un cap mai încet așa ca să nu-l omor și mă duc și stau acolo de caboierul. Da. Se creează prietenii, învață meserie da. Pe acolo, mai învață cum se fură, cum una alta. Da, da, se specializează și în alte. Da, da, da. Pentru că, na. De asta spun că asta e o problemă și știu că chiar și în Motru am auzit că au pus la punct niște adăposturi pentru femeile violentate, ca să zic așa. Dar nu știu dacă au fost date în folosință. Sunt femei care chiar n-au unde să se ducă, sunt bătute, nu pot să suporți și poate fi partajată casa în așa fel încât ăla să aibă camera lui și tu camera ta sau... Oricum, dacă au aceeași intrare, tot aia e. Da, tot aia este, pentru că și teroarea psihică este o violență. Caz care stăteau fiecare în camera lui, doar că noaptea s-a dus el peste ea și a strâns-o de gât. Da, 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 deci mai ales e groaznic, da, din punctul ăsta de vedere. Să ajungi dintr-o relație frumoasă și cu nunți, cu alai, cu așa să ajungi la... Așa ceva, într-adevăr, este. De ce sunt atât de multe cazuri? Parcă crește numărul lor extraordinar, violența în familie, parcă se inflamează, nu știu. Deci, în primul rând, sunt lipsurile astea, care lipsa banilor întotdeauna a dus la violență. Mai întâi verbală, după aceea, când vezi că n-ai ce să asiguri copiilor, când vezi că poate, eu știu, zic, discuțiile apar. Apoi, este o ofertă foarte mare de femei, care mai de care cu... Pentru că la noi, exact, pentru că la noi, nu știu dacă ați observat, lumea nu-și mai pregătește copiii pentru viață, cum era pe vremea noastră, cu cartea, să învețe cât mai mult, să se specializeze. Acum, ideea este... să fii cât mai seducătoare și să faci un mariaj bun sau nu contează dacă sau este... Sau să ajungi vedetă de televiziune, exact, dacă ești foarte seducătoare și ceva de genul ăsta. Și ai pus destul silicon pe unde trebuie. Da, și atunci iată că ea pleacă să lucreze la Căpșuni sau unde se duce în Spania, așa, când se întoarce locul e ocupat sau discuțiile și cam astea sunt... în mare parte. Dar ce vreau să spun?
Nou cod civil a mai adus, eu știu, o, ceva benefic pentru femeile care au o căsnicie de peste 20 de ani, de minim 20 de ani. Doar pentru femei dar sau și pentru bărbați? Nu, pentru persoana care are o căsnicie de peste 20 de ani. Zic pentru femei că, în general, ele sunt cele ajunse în situația asta. În care pot să solicite, dar doar o dată cu divorțul, nu pe cale separată, o prestație compensatorie pentru dezechilibru care s-a produs în viața ei prin divorț. Dacă bagă divorțul el. Dacă bagă ea. Da, da, evident. Deci el sau ea, depinde care deci, introduce să divorțul. Deci să să explicăm. Deci, el o părăsește pe ea pentru alta mai tânără. Ei au 20 de ani de căsătorie. Da. El divorțează ca să se soare cu aia mică. Exact. I-a promis că o face doamna Popescu, da. Sau mă rog, cum îl cheamă pe el. Iar ea nu este vinovată deloc de desfacerea căsătoriei. Adică înțeles. Să nu fie din vina ambilor. Nu, să se desfacă divorțul din vina exclusivă a reclamantului sau părâtului, că poate să introducă ea acțiunea de divorț. Ei, în situația asta poate să solicite o prestație compensatorie, fie sub formă... Deci chiar dacă îi introduce ea, important e cine a fost de vină. Exact. Deci poate și cea părăsită sau cel părăsit să introducă. Da, cum să nu? Sigur că da. Deci, dar contează cine e vinovat. Da, sigur. Vinovatul da. Plătește. Exact. În situația asta și în general se referă la faptul că foarte mulți ați observat, își fac o firmă, să zic. Muncesc cot la cot ani de zile, din greu. O aduc într-un punct în care sunt bani, e altă situație și își găsește, pleacă cu secretara ei? Sau așa. Pleacă cu... Așa. Ei, probabil că își ia și firma. Sau poate că nu pleacă cu ea, ce o aduce acolo. Sau o aduce acolo. Trăiește, sigur regește că da. Și sigur că da. Asta muncește. Și atunci, cel care rămâne are dreptul la o prestație compensatorie, fie constând într-o sumă de bani, fie... Un bun. Lăsăm la o parte partajul, adică da, n-are nicio legătură cu partajul. Odată împar bunurile comune, n-are după nicio legătură care cel cu vinovat partaj. Plătește. Da, da, da. Am înțeles. N-are nicio legătură cu partajul. Este un venit suplimentar ca să o aducă la nivelul la care a trăit când au fost împreună. Foarte tare. Da, este o chestie faină. Eu am avut o situație... Dar în general lumea nu prea vine să ceară așa ceva și dacă nu știu, nu cer, eu le spun când sunt în... Permite legea așa ceva. Dar da, trebuie să ai totuși 20 de ani de căsnicie și de multe ori cuplurile mai în vârstă sau care au, fie nu divorțează și fie trăiesc, da, merg în compromis, deși orice vârstă e frumoasă și eu mereu dau exemplu pe Nina Casian, care a avut ultima mare dragoste la 74 de ani. Wow! Și care, da, ea a murit acum nu de mult, dar știu că spunea că își trăiește, am citit undeva, că își trăiește o viață extraordinară, așa că nu înțeleg de ce. Numai la noi sunt asemenea, eu știu, idei că după 40 de ani, gata, poți să-ți pui... sacul în cap și viața e terminată. Nu. Și chiar nu merită să trăiești într-o relație care nu este ok. O relație toxică. Da, apropo de asta, am citit zilele trecute despre sindromul broaștei fierte. Aoleu, n-am auzit. Da, păi nici eu până ieri și nu știam ce vrea să însemne. Și cică. S-a făcut un experiment în care o broască a fost aruncată într-un vas cu apă fierbinte și broasca și-a adunat toată energia și a ieșit din, a sărit din vas. Ei, același experiment a fost făcut cu o broască care a fost pusă în apă rece și dat foc și încălzită apa treptat până la punctul de fierbere. Uh-huh. Ci că așa ceva se întâmplă și cu omul. Bineînțeles că aia a murit din... Și a zis, ok, dacă aveți o relație toxică sau o relație care nu vă face bine sau orice lucru pe care vreți să-l faceți și nu vă face bine, atunci mai bine terminați cu el și faceți să aveți
reacția broaștei care a ieșit din apa fierbinte. Adică să n-aștepta de atunci, să ajungeți la punctul de pentru fierbere că altfel târziu. Atunci ai murit. Deci degeaba mai încerci. Te obișnuiești cu răul și zici că e normal. Că poate reziști. Că poate reziști, dar e inevitabil ajungi la... Și fierbe apa și mare broască. Am da. Un mesaj aici, să vedem să-l citim. Am avut pe doamna Stanciu o secundă. De acord, mai fi și... Am avut pe doamna Stanciu ca avocat și îi mulțumesc pentru câștigarea procesului. Este o avocată foarte deșteaptă. Cel mai bun avocat din Motru. Aoleu, asta e reclamă. Mulțumesc, dar de ce? Cine nu fie? Nu avem numele. Nu contează, da. Este reclamă. Haide să deci nu facem reclamă. Deci chiar n-am... nici nu știa nimeni că vin astăzi. Eram... da, nici noi n-am anunțat da, nici pe nici Facebook. Nici nu știam nici tema. Până la urmă am zis, hai, ok, am facem divorțul. Am stabilit-o așa da. Pe ultima sută de metri. Păi am zis, dragi telespectatori, să mergem pe temele cele mai des întâlnite și care pe dumneavoastră vă interesează și cu siguranță nu dați fugă la avocat de câte ori aveți o problemă în cuplu. Da, da, da. Așa că v-am adus-o pe doamna Stanciu să vă spună ce prevede legislația în momentul de față, că uite, s-a mai schimbat câte ceva, da, da, da. Surprinzător, chiar în bine. Da, și eu cred că în timp vom ajunge să trăim și noi civilizat. Dar zic eu așa că trebuie să punem toți umărul și să înțelegem ce drepturi avem, ce... Pentru că de asta am și spus să facem publice lucrurile astea pe înțelesul tuturor. Adică nu o să dăm texte de lege sau așa, că nu... Clar. Așa. Dar să știi, domnule, ce am de făcut. Dacă ești violent, uite, cel puțin... Te merg dau și... afară din casă, exact, prietene. Îmi fac un ordin de protecție imediat, te-am evacuat. Dar vă dați seama câte femei trăiesc sub teroare și zic, n-am unde să mă duc. Da, 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 și acceptă. Știți cât de simplu e să chem poliția, alo, veniți să luați-l pe ăsta de aici, că mă deranjează. Nu, se face în instanță, e? Nu se face în instanță, da, păi da, bun, da. Și dacă o moară poliția... până ajunge în instanță? Da, știu ce spuneți, poliția, de obicei să știți că nu prea intervin, adică au o chestie din aia de pe vremea lui Ceaușescu, că e nevasta ta, fii sănătos. Deci nu prea, era să știți... pe vremea aia, dar acum nu, trebuie să intervină. Trebuie, dar... Bine, am mers la un moment dat cu cineva care trebuia să plece din casă și zice, vino cu mine să-mi iau hainele. Și noi cu televiziunea, băi, vreau să-mi iau lucrurile și mi-e frică că mă omoară. Am apelat la poliție, eram la altă televiziune pe vremea aia, am apelat la poliție, poliția a spus că nu se bagă, da, că da. Nu intră la el în curte, că este trebuie percheziție, ordin de percheziție, da. Că nu știu ce, că nu știu cum. Păi dom'le, eu ți-am anunțat că sunt în risc de a fi victima unei violențe. Te rog frumos, nu ne băgăm. Da. Mă rog, stăteau, deci chiar și când am mers noi cu televiziunea, stăteau în prag și se uitau. Și ăla cu cuțitul, căuta cuțitul. Da, Doamne ferește că... Mie mi-a făcut niște vânătăi că a vrut să mă scoată afară. Deci nu e glumă pentru chiar că... Chiar l-am invitat pe domnul Aninoi atunci să povestim cazul în emisiune. Da, doar că respectiva persoană s-a întors după un timp la respectivul violent. Nu știu ce s-a mai întâmplat între timp, că n-am mai ținut legătura. S-a învățat ca și broasca cu... broasca cu fiartă. Aia fiartă, da, nu se poate. Adică odată ce ajungi la așa ceva, este imposibil să-ți mai... Deci, atenție, recapitulăm, dragi telespectatori și dragi telespectatoare, mai ales pentru doamne, e valabil da. Că sunt mai puține femei violente din motive de forță, că altfel. Știți cum e vorba aia. Zice, băi, doamne, dă-mi înțelepciune că n-am forță să-l omor da, sau da, să-i dau da, în da. Cap sau să-l strâng de gât. Măcar dăm înțelepciune. Deci dacă partenerul de viață, indiferent că este soț sau orice altfel de orice da, partener, da, adică da, că da. Aveți sau nu aveți acte, dacă există o stare conflictuală care a degenerat în violențe, puteți da. Cere un ordin de restricție, îl scoateți frumușel afară din casă pe respectivul sau pe respectiva, după care continuați cu restul demersurilor. Da, da, da. Deci trebuie soluționată cauza vedeți în sine. Vedeți voi partajul pe urmă, nu e nicio problemă. Da. Are și el dreptul acolo, când o stabili legea, nu e nicio problemă. Da, da, sau da. Ea, ca să nu zică bărbații că avem ceva cu ei. Da. Sunt și femei care vre, mă rog, nu iese bărbatul afară de sub pat că e frică. Da. Mai sunt cazuri. Rare, dar sunt.
Da, da, ne mai răzbună și pe noi femeile. Nu, da, mai sunt cupluri de alea cu soția de 2 metri și soțul, uite, atâtica și când se înfoaie respectiva la el un pic, el uite așa face și ce să facă săracul, n-are forță. Deci până la urmă totul se reduce la forță. Dar să revenim la lege, ce mai, deci odată, ăsta e marele avantaj, a, și acele compensatorii, acele probleme... Da, o prestație compensatorie. Prestațiile compensatorii pentru cei care au depășit 20 de ani de conviețuire. Și pentru, cu acte. Da, da, da. Și trebuie să facă dovada că suferă un dezechilibru în financiar. Confortul, da, și confortul pe care l-au avut în timpul căsătoriei, pentru că nu e vina lor, da? Dacă eu nu sunt vinovată de... desfacerea căsătoriei. Plătește. Plătește diferența cel puțin de confort pe care am avut-o când am fost... împreună. Da, e interesant. Și cam cât costă confortul ăsta? Cum se o treime din salariu sau... al celui care al... greșește, exact. Și eu e razna. Da, da, da. Sau poate să îi lase apartamentul, să zic, să nu-l partajeze, eu știu, viager, până sau dacă se căsătorește, nu mai, dacă tipa sau tipul se căsătoresc între timp, atunci nu se mai plătește această prestație compensatorie. Dar dacă rămâne singură și da? Pe perioada, da, da, da. Deci și prestația poate să... e pe timp de... Nu, spuneați că ordinul de restricție e pe 6 luni și se poate prelungi. Prestația pe ce perioadă e? Pe... până când se căsătorește, eventual. Sau pe viață. Sau pe viață, da, normal. Adică normal, inițial se dă pe viață, dar dacă între timp se căsătorește și... cel părăsit sau cea părăsită, da, atunci... se cheamă că își recapătă confortul psihic și financiar și nu mai și doar la cererea, doar la cererea lui poate să sisteze această prestație. Da. Da. În rest, despre partaj, dacă este da, bun să spunem nu? Câte important. Ceva. Da, e foarte important că, în general, trebuie să facem dovada contribuției fiecărui soț. Deci se poate ca să primească unul 80% și unul 20%. Da, înainte nu era așa. Că munceai, că nu munceai, că aduceai, că n-aduceai, jumătate era. Înainte când? De pe înainte... vremea lui Ceaușescu, că după aceea cam s-a făcut. Depinde de probele care se fac. De exemplu, munca femeii în gospodărie este și asta un venit. Corect. Adică atenție, că ei spun a, ea ce să, că eu leu. Da, ai stat acasă, n-ai degeaba, lucrat niciunde, da, n-ai așa, n-ai lucrat niciunde, eu o să iau casa și o să rămâi pe drumul. Și femeile sărace zic, cum să mai bag eu divorțul acum, cum să mă despart de el și să stau pe drumul cu copiii când, uite, a zis că mi-a tot. Nu este adevărat. Deci, munca femeii în o gospodărie și creșterea copiilor reprezintă un venit. Pentru că dacă te duci și muncești la o firmă, să zic, și ai copii mici, ești obligată să aduci pe cineva să ți-i crească, da? Și să o plătești persoana respectivă, să aibă grijă de ei, să îți facă eventual, zic. Deci avem orice... o întrebare din regie. Munca bărbatului în gospodărie nu se nu se ia dacă stă acasă și muncește doar soția, cum să nu? Da. Da, cum să nu? Deci să nu. Sunt și bărbați dacă care... dacă stă el acasă și gătește, spală, exact. Face curat, crește copiii exact. Și ea muncește, atunci exact. Se calculează și munca lui, dar aia din gospodărie. Exact. Deci în cazul adică... ăla. Sau, de exemplu, sunt persoane care muncesc în plus, în afară de serviciu la care merg, eu știu, pun gresie, faianță, sunt oameni care mai sau mai au un part-time exact, într-o sau mai firmă. Au, exact, sau... atunci se calculează și pe baza probelor pot să obțină un procent mai mare din bunuri. Deci, da, am avut chiar situații în care au obținut unul 80%, celălalt 20%, dar cu dovezi făcute în instanță. Altfel, regula este 50-50%. Dar dovezile în instanță cum se fac? Deci, probe. Probe cum? Cu martori, cu înscrisori. Da, și cu înscrisori. Păi eu cunosc caz, de exemplu, concret, mai vechi, în care s-au luat respectivii, au făcut nuntă, au stat vreo 3 ani, au făcut un copil, s-au despărțit. Copilul l-a luat ea. Când a fost de partaj, zice, păi, că au stat la el. Păi, ce partaj? Păi,
Partaj că banii din nuntă i-am luat cu ei, am făcut, am reparat casa, am zugrăvit, am pus parchet, am schimbat mobilier, am aia. Da, lăsăm la o parte că, vezi, Doamne, ea a lucrat acasă crescând copilul și el a lucrat la servicii și lucrând la servicii. Asta nu s-a luat în calcul, oricum era de mult pe timpul Ceaușescului. Și știi ce probe a adus partea, mă rog, respectivul în instanță? Niște martori care au spus că toate acele bunuri pe care le invoca femeia, că le-au cumpărat împreună cu banii din nuntă, existau acolo cu mult înainte, în casă, cu mult înainte ca, mă rog, cei doi să facă nuntă. Adică erau înainte adică de nuntă. Adică o declarație mincinoasă, o mărturie mincinoasă. Și acea probă a fost luată în calcul de instanță și toți banii s-au pierdut. Aia e probă? Păi e normal? Da, dar trebuia făcută plângerea pentru mărturie mincinoasă. Și atunci... Dar nu trebuia instanța să zică, ia, du-și mie toată factura aia cu care ai cumpărat ușa, parchetul, mobil. Nici nu s-a uitat. De obicei așa se procedează, dar cum să zic, au avut, puteau să aibă tinerii toate astea. Facturi păi, și asta, n-au avut nici păi ei. Dacă instanța nu le-a cerut, te duci de capul tău da, așa da, cu ce da, vrei? Da, da, da. Deci tu ca reclamant și chiar și nu numai pentru că bănuiesc că partajul a introdus unul din soți. Nu știu da, care. Probabil, el sau da. Ea. Ei, dacă a probabil introdus ea, așa, cred. Dacă a introdus ea, ca și reclamantă, trebuia să facă dovada a celor ce cerea. Deci, domnule, eu cer mobila și ce ați spus, îmbunătățiri ce s-a făcut. Atunci duc în sprijinul lucrurilor pe care le cer documente, facturi, da, martori. Da, dar respectiva plecase cu copilul și pa, nu plecase cu actele. Că... Aia este, da, da. Da, putea instanța să zică, prietene, ia dovedește-mi tu mie nu că face le-ai cumpărat înainte. Nu face instanța probe pentru părți. Da. Deci, principiul disponibilității părților înseamnă că orice parte care aduce o judecată în fața instanței trebuie să o probeze. Deci o probează, dar de unde să știe? Deci, nu, na, instanța deci, nu face decât judecă. Crede martorul și atât. Da, da. Dacă avea posibilitatea să poate facă... dacă fiecare avea avocat și avocatul spunea stop, aia, să dovedească da, partea da, că asta, a cumpărat da. Acele bunuri înainte. Asta da, probabil nu? Că un avocat, că aici este ca în orice profesie, fiecare știe treaba lui. Da. Lumea, în general, din lipsa banilor nu apelează la serviciile unui avocat, dar nu se gândește nimeni că pierderea mai mare dacă nu ai avocat în final. Pentru că, iată, e o situație în care sigur că nu aș fi lăsat așa ceva. Eu, ca avocat, oricare vorbesc în general, până nu dovedeai ce ai cerut. Și prelungirea cu probei martor, cu martori, frate. Da, și cu alți martori, probă cu... Și atunci când sunt probe pe, cu patru martori contra unu sau doi martori ai lui, deja era pentru instanță un semn de întrebare. Sau, imediat, trebuia făcută o plângere penală pentru mărturie mincinoasă. Și atunci, după... Împotriva martorului. Da, exact. Dacă asta, mărturia lor a influențat soluția din dosar, putea foarte frumos ca ulterior să vină să facă o... Să cum se pedepsește mărturia mincinoasă? Cu închisoare. De la cât la cât? Nu știu, de la 3 la 5 ani. Ia uzi. Deci e... Ia uzi, dragi martori mincinoși, ce vă așteaptă. Dacă da, și înainte de veți fi acuzați de mărturie exact. Mincinoasă și dovediți. Și înainte de asta este justiția divină. Să știți că jurând pe Biblie și plecând de acolo au fost atâtea cazuri în care fie n-au mai ajuns acasă că au făcut accidente pe drum, pe cuvânt. Pe mine m-au impresionat da? Da, două sau trei situații pe care le știu clare. Deci o soacră care a venit și a jurat pe Biblie împotriva nurorii și până acasă săraca a avut un accident și n-a supraviețuit. Deci niște lucruri care nu poți să juri pe Biblie și să pentru orice sumă. Da. Da, uite, avem un mesaj care spune și dacă pleacă și nu mai vine... Nu se cheamă părăsire de domiciliu? Probabil nu, că nu, se nu. Discută știu. De... Era cândva, ai părăsit domiciliul, da, ești vinovat. Da, da, da. Toată lumea probabil... discută despre părăsirea domiciliului. Nu.
Evident că din cauza neînțelegerilor unul pleacă, tocmai ca să nu ajungă la violențe sau... Dar introduce acțiunea de divorț, părăsirea și lăsarea fără adăpost a copiilor sau a unei persoane care nu poate să se întrețină, aia este abandon de familie și este o infracțiune care este pedepsită. Dar nu faptul că pleci de acasă pentru că nu mai este... relația bună și că nu se mai poate conviețui și pentru că te-ai hotărât să iei o pauză sau să introduci acțiunea de divorț. Sunt atâtea soluții care pot până la urmă să redreseze relația și sub formă de amenințare, exact ce spuneam eu, sabia deasupra capului. Știi că este acolo o acțiune pe care poate oricând să o introducă. Chiar, nu știu dacă e o lună când am sfătuit la fel, că vrea să renunțe definitiv la acțiune și am văzut că nu, tipul abia aștepta să se împace, dar l-am văzut că nu își dorea așa din tot sufletul să-și schimbe conduita. Și atunci am zis ok, uite, o lăsați acolo suspendată, mergeți și vedeți dacă în timp de 6 luni se schimbă ceva în relația voastră. De ce să introduci altă acțiune și să cheltuiești alt bani? Eu cunosc un caz tot așa cu sabia deasupra capului, în sensul că el violent, ea cheamă poliția. Poliția face dosar penal, ea crede că are o sabie deasupra capului lui. El devine din nou foarte violent, adică o strânge de gât, noaptea în somn, mai are un dosar penal. Nu i-a fost frică de primul dosar penal. La al doilea dosar penal se duce cu popa sub patrahir în fața ei să-l ierte. Că dacă nu intră în pușcărie, el, care-i sabia, care-i teama lui? Deci când, în momentul în care știi că ai deja un dosar și știi că la al doilea intri direct în pușcărie și faci la fel, da, nu sunt știu oameni dacă care asta nu e o soluție. Nu, sunt oameni care nu se pot controla. Tocmai de asta eu spun că nu este o glumă. Că pe un moment de nervi, când ți se întunecă în fața ochilor, nu știi ce faci și după aceea și degeaba regreți. Și nu mai calculezi că mai ai un exact. Dosar. Nu mai ții sau cont. Că a băgat divorțul nici și e suspendat. Dosar. Exact. Exact. Deci atunci când ajunge o relație să fie cu exprimări violente, atunci nu mai este o relație potrivită și trebuie găsit o soluție. Deci nu... Dar e bine de aia și legiuitorul s-a gândit și a spus ok, să luăm din fața lui măcar o perioadă să putem să îl oprim din manifestările astea. Mai avem 3 minute de emisiune, dar noi ne vom întâlni periodic ca să discutăm despre probleme și în funcție de solicitările telespectatorilor. Exact. Este prima ediție pe care o facem pe teme de legislație din punctul ăsta de vedere al problemelor care ajung la instanță. Și ultima mea întrebare ar fi dacă faptul că românii nu prea merg la psiholog și la psihiatru este una din cauzele pentru care se ajunge la violență în familie. Da, și asta este. Nu știu de ce e. Eu cred că toți avem nevoie de un psiholog. Nu știu dacă psihiatru, dar... Și mulți dintre noi de un psihiatru. Pe cuvânt. Și nu este ca și durerea de dinți. E ca o durerea de mâini, de picioare. Adică e normalitate. Trăim într-o lume atât de stresantă. Cu lipsuri, cu nevoi, cu probleme, cu facturi de plătit, cu faptul că rămânem, după ce ne dăm bruma de bănuți pe facturi, rămânem poate să ne împrumutăm de la un... E normal. Deci noi nu avem o viață liniștită și financiar și... Există acea teamă a zilei de mâine. Exact. Deci asta... Care dă anxietate, care dă depresie. Exact. Și mai ales tineretul, să știți, am observat că tinerii sunt foarte anxioși din cauza nesiguranței care există pentru ei. Ziua de mâine ei nu știu ce vor face. Nu vedeți, nu-și mai întemeiază familii. Trăiesc din pensia bunicilor. Exact. Nu mai fac copii, că n-au din ce să-i crească. Nu știu încotro să plece, să câștige un ban, nu este în ordine. Iar asta, a merge la un psiholog, consider că este o normalitate. Și chiar sfătuiesc pe toată lumea, uite, nu știu, chiar sfătuiesc pe toată lumea care vede că, domnule, avem probleme. E ok, o discuție cu un psiholog
face foarte bine, chiar psihologii pentru cupluri. Ei pot să, exact ce spuneam eu, orgoliul ăsta nemăsurat și... Dar când mergi acolo la psiholog, ăla știe ce să te întrebe, cum să te întrebe. Poate sunt răspunsuri pe care ți le dai tu, fără să fii știut că să-ți pui întrebarea. Și atunci găsești rezolvarea pentru asta și poți să ai o viață liniștită și frumoasă, pentru că viața e frumoasă și chiar merită să te bucuri de ea. Ori un psiholog ne poate ajuta. Mulțumim tare mult, doamna Camelia Stanciu, pentru prezența în studio, pentru lucrurile foarte interesante pe care le-am aflat. Uite că învățăm cu toții câte ceva. Mă bucur tare mult că am luat decizia să vă invit periodic în emisiune la Ordinea de Zi, pentru că divorțul este la ordinea de zi, clar. Din păcate. Din păcate. Este o temă importantă. Dragi telespectatori, doamna Camelia Stanciu va veni cât se poate de des, poate lunar, să sperăm, dacă nu măcar o dată la două luni pe la noi. Între timp, eu vă propun să trimiteți SMS-uri sau pe Facebook-ul televiziunii în mesaj sau pe acest număr de SMS al meu, chiar al meu, teme și pentru teme, da, viitoare întâlniri cu doamna Camelia Stanciu, avocat, și încercăm să răspundem și să mergem pe acele teme care sunt de interes. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. La revedere, dragi telespectatori, ne vedem și mâine.